Din nou la știri, un avion militar rusesc s-a prăbușit în Belgorod, regiune aflată la granița Rusiei cu Ucraina. Potrivit Kremlinului, la bord se aflau 65 de prizonieri ucraineni care au murit împreună cu însoțitorii ruși și membrii echipajului. Pe de altă parte, conform Kievului, aeronava a transportat rachete pentru sistemele antiaeriene S-300. Avionul prăbușit era o aeronavă de transport Ilyushin Il-76, iar Ministerul Rus al Apărării a declarat că la bord se aflau 65 de militari capturați ai forțelor armate ucrainene, care erau transportați în regiunea Belgorod pentru un schimb de prizonieri. De asemenea, la bord se mai aflau 6 membri ai echipajului avionului și 3 însoțitori. Pe de altă parte, potrivit unor surse din statul major ucrainean, avionul ar fi transportat de fapt rachete folosite de Moscova pentru atacarea orașelor ucrainene. Oficial, armata ucraineană nu a oferit deocamdată nicio poziție. Ilyushin Il-76 este un avion de transport greu destinat transportului de echipament militar și trupe pe distanțe lungi. O caracteristică esențială a aeronavei este că poate opera de pe aeroporturi care nu au dispozitive de încărcare sau piste asfaltate. Din acest motiv a fost adesea folosit pentru a transporta ajutor umanitar în zonele afectate de dezastre naturale. De la începutul războiului din Ucraina, Rusia a folosit constant aeronave Il-76 pentru a livra în Belarus rachete pentru sistemele antiaeriene S-300. Capacitatea de transport pentru o singură misiune a avionului este de peste 100 de militari. De la începutul războiului, Rusia a pierdut mai multe astfel de aeronave. Avioane Il-76 distruse s-ar afla atât printre cele din august 2022 de pe aerodromul Saki din Crimeea, cât și printre cele distruse în august 2023 pe un aerodrom militar din orașul Pskov.